Fetiță de 2 ani a ajuns la spital în stare critică după ce părinții au lăsat-o în mașină pe mai mult de 30 de grade. Aceștia au ieșit din autoturism ca să se certe. Conform observatornews.ro, părinții copilului, doi tineri de 38 de ani, se aflau într-un bar din centrul orașului când au început să se certe. Vânzătoarea a observat mai întâi fetița în cărucior alături de mama și tatăl ei. Apoi a văzut că părinții au pus-o înapoi în mașină, au închis ușile și în loc să se urce în mașină, au început din nou să se certe. Aerul era fierbinte, peste 30 de grade. O femeie a văzut că fetița plângea în mașină, s-a apropiat de părinți și le-a cerut să o ducă la bar fără succes. Așa că a sunat la 112, la scurt timp după aceea a sosit o ambulanță și polițiștii. Mama a fugit, dar a fost prinsă după o oră. Tribunalul pentru minori din Roma a suspendat autoritatea celor doi. I-a dispus plasarea copilului într-un centru conform la Republica. În urma testelor efectuate, copilul a ieșit pozitivă la testul de cocaină.